Vă salut pe toți și mă bucur să fiu aici în fața dumneavoastră. Așa cum ziceați și Dragoș, sunt de 12 ani în compania Edenred. Ușor ciudat pentru mine, pentru că înainte de Edenred plecam dintr-o companie în cealaltă după un an maxim, un an și jumătate. Și ceea ce m-a ținut aici, de fapt, este faptul că reușești să conectezi cumva persoane cheie din mai multe industrii fără să-ți dai seama și să ajungi, de fapt, angajatul prin ceea ce facem în fiecare zi. Practic, conectăm compania de angajat, iar angajatul de partenerul comerciant, care la rândul lui, așa cum este și cazul Ocean, să aibă o creștere a vânzărilor. Practic, angajatul are o putere de cumpărare mai mare, compania se bucură de o creștere a venitului și o scutire de contribuții la stat, în timp ce comerciantul beneficiază, practic, de o creștere a vânzărilor. M-a ținut aici faptul că simțeam că reușesc să ajut, de fapt, mai mult decât puteam să fac în orice altă industrie. Am lucrat înainte în telecom, după care ușor în partea de marketing, la o agenție, după care mi-am dat seama că, practic, aici aș putea să petrec mai mult timp. Ce facem astăzi, de fapt, aici, este să share-uim cu dumneavoastră tot ce înseamnă comportament al angajaților în funcție de beneficiile pe care ei le-au ales pe parcursul anului precedent și cum s-au schimbat, ținând cont și de context. Și vorbind despre context, știm cu toții că am trecut printr-o perioadă complexă, să nu-i spunem complicată, o perioadă în care cu toții am căutat soluții, atât din punct de vedere procedural, flexibilizare, dinamică, adaptare, soluții prin care să păstrăm angajații și vorbim despre păstrarea angajaților, pentru că a apărut de altfel și cred că am nimerit butonul corect. Nu? Verde mare, știu. Gata, am reușit. Contextul în care spuneam că am trecut printr-o perioadă în care recent marea demisională a pus o problemă majoră inițial în Statele Unite și ce să vezi, pentru că suntem atât de bine interconectați, inclusiv în România a ajuns, pentru că în 2021 aproximativ 450.000 de salariați au plecat din companiile unde erau angajați, ceea ce înseamnă că a suferit o creștere de peste 60% versus 2020. În același timp ne-am adaptat și am ajuns să lucrăm din diferite locuri. Inițial de acasă, după care a apărut fenomenul work from anywhere. Și aici a fost o nouă perioadă în viața noastră de adaptare. În unele companii observ că încă lucrăm la asta. Flexibilitate, care este foarte apropiată de tot ce înseamnă muncă hibrid. Flexibilitate însemnând de altfel și adaptarea proceselor, procedurilor interne, cât și externe în relația cu clienții și furnizorii noștri. Semnificația muncii și ceea ce au căutat salariații de altfel, și am observat că mulți dintre ei au rămas în companiile lor pentru că se simțeau importanți și relevanți pentru ceea ce fac, pentru că simțeau că sunt acea roticică din cadrul companiei care chiar reușesc să pună în mișcare alte roticele importante. Inflația, de care vorbeam și mai devreme, care pune o presiune din ce în ce mai mare, atât pentru companii, dar mai ales pentru angajați, care pun din ce în ce mai multă presiune pe veniturile pe care le au și, evident, se răsfrâng asupra angajatorilor, iar creșterea de costuri este strâns legată de inflație. Cine suntem noi și ce facem de altfel? Suntem prezenți în peste 46 de țări, zic peste pentru că deschidem încă business unit-uri, și suntem aproape în România de peste 1,5 milioane de angajați. Rolul nostru este să observăm comportamente, să ne adaptăm și să venim cu soluții pentru companiile din România și în același timp să conectăm, așa cum spuneam și mai devreme, companiile de angajați, angajații de parteneri comercianți, ca tuturor să ne fie mai bine. Ce nevoi am identificat, de fapt, pe parcursul anilor precedenți și nu sunt noutăți? Cum să creștem retenția? Și aici am observat un debate constant între cum să reții talentele și cum să aduci talente noi în companie. Practic,
Sunt două lucruri la care cu toții cred că lucrăm constant și uneori, din dorința de a aduce sau a atrage talente noi, scapi din vedere ceea ce este la fel de important, cum să îi păstrezi pe cei pe care îi ai, cum să crești veniturile salariaților tăi în timp ce optimizezi costurile companiei. Trecând la studiul efectiv și rezultatul studiului, ne-a interesat foarte tare să vedem cum au evoluat bugetele de la an la an și vorbim despre valoarea medie brută lunară de beneficii flexibile, însemnând că angajatul, prin intermediul platformei Benefit, își poate alege singur beneficiile pe care vrea să le folosească. Din varianta brută, practic, el își direcționează bugetul către beneficii relevante pentru el, de la carduri de masă, cadou, vacanță, până la asigurări de viață, turism sau orice alt beneficiu pe care îl consideră relevant. Ceea ce e important de reținut este faptul că de la an la an, bugetul acesta suferă creșteri și angajații, de fapt, reușesc să se bucure din ce în ce mai mult de faptul că fiscalitatea le dă dreptul de a transforma sume brute în nete într-o valoare mai mare pentru ei înșiși. Am făcut câteva categorii în care să ne dăm seama care sunt domeniile unde bugetele sunt mai mari și observăm că în servicii IT and software sunt de fapt cele mai mari bugete alocate, iar pe ultimele locuri sunt producție, call center and BPO. Ne-am dorit foarte tare să vedem și unde au fost direcționați banii sau unde au fost direcționate bugetele și în mare parte s-a păstrat cumva beneficiul cadouri sau beneficiul natură pe primul loc, dar ceea ce e de reținut este faptul că turismul a redevenit interesant pentru angajați. Cumva este și logic, odată ce s-au redeschis porțile, angajații au direcționat din bugete către vacanțe interne, cadouri cu ocazii speciale. Diferența între cele două este că în unele situații, cadourile cu beneficii în natură, angajații au fost dispuși să plătească toate contribuțiile, iar cadourile cu ocazii speciale, de fapt, 8 martie, 1 iunie, Paște și Crăciun, au reprezentat pentru ei sume pe care și le-au achiziționat sau pe care le-au folosit fără a plăti contribuții, fiind 100% scutite de taxe și impozite. Iar activitățile culturale cumva s-au dublat, asta și datorită faptului că sumele au crescut, sunt 170 de lei pe lună sau ocazional 360 de lei, pe care îi pot folosi în activități culturale, de la concerte până la, nu știu, achiziții de rechizite, cărți și așa mai departe. Ceea ce e important de reținut în slide-ul acesta este, de fapt, cât poate folosi un angajat sau cum poate maximiza un angajat sumele brute dintr-o platformă de beneficii sau, practic, cum poate un angajat să ajute salariatul să folosească banii într-un mod chibzuit. Aproximativ 3.300 de lei pe lună pot fi folosiți cu o taxare de doar 6,1%, ceea ce reprezintă pentru salariat un venit de aproximativ 3.100 de lei. Cu diferite cote de impozitare, majoritatea cu 0, cu 10% sunt cardurile de masă, vacanță și culturale. Vă vom trimite studiul acesta, mai ales pentru diferite statistici sau grafice, pentru că sunt multe informații. Nu trebuie decât să ne dați un mail și vom răspunde cu studiu și cu prezentarea, de fapt. Un split între cele două categorii, bărbați, femei, am vrut doar să vedem pe ce cheltuiesc femeile, de fapt, banii. Pe de altă parte, colegele noastre și-au dorit să vadă unde cheltuiesc bărbații banii din platformă. Și aici vorbim despre cadouri. Bărbații ceva mai rebeli și-au folosit beneficii natura, au plătit toate contribuțiile. Dar femeile, iată că au fost atente la cadourile cu ocazii speciale, respectiv turism, și-au dorit foarte mult să călătorească. Vorbim și despre categoriile de angajați, de la baby boomers până la generația Z, care creează tot mai multe dispute
vin și pleacă mai repede decât credem. Dar există și soluții, iată, pentru că diferențele sau alegerile sunt atât de diferite încât o generație Z se uită la cadouri cu beneficii natură, că nu se uită la taxe și impozite, în timp ce baby boomers se gândesc un pic mai mult, mai degrabă cheltuiesc banii pentru turism intern, pensii private, pentru că na, ești mai aproape de momentul în care ai nevoie de banii ăștia, iar generația Z nici nu-și imaginează că vor ajunge până acolo, e vorba aia, n-ajung eu să-mi iau pensia. Câteva statistici legate de segmente și cum variază versus medie pentru fiecare din categoriile pe care le-am discutat mai devreme. Nu o să intru foarte mult în detalii, pentru că, așa cum ziceam, puteți primi studiul acesta după întâlnirea de astăzi. Ceea ce e relevant este faptul că în anumite industrii valorează un anumit beneficiu mai mult față de o altă industrie. Ceea ce este important de reținut, de altfel, în platforma Benefit, este faptul că noi, la Edenred sau Edenred Plus Benefit, pentru că practic suntem două entități diferite, urmează să devenim una singură, este faptul că negociem oferte speciale pentru beneficiarii care au acces în platformă. Și asta înseamnă că de la, nu știu, Untold Never See până la Sanopas, Vodafone sau alți parteneri, sunt peste 3500 de oferte, dacă nu greșesc, care beneficiază de un discount însemnat, iar pe parcursul anului 2021 s-au cheltuit cu 10% mai mult față de anul precedent, iar total economii pe care utilizatorii le-au făcut însumează 11 milioane de lei. Ce am făcut în 2021 și a însemnat un pas important pentru noi, pe lângă un revamp al platformei, dezvoltarea unei aplicații mobile, am creat o secțiune dedicată telemuncii, unde fiscalitatea este zero, așa cum probabil cu toții știm, sunt 400 de lei pe care angajații pot folosi pentru plata diferitelor facturi, inclusiv a utilităților. Și al doilea punct, de fapt, a venit ca o necesitate după ce am dezvoltat primul punct. Utilizatorii ne-au spus că din banii respectivi ei vor să folosească, vor să plătească facturile pentru diferite utilități. Așa că am adus în platformă Pago. Pago este cel care conectează cumva toți furnizorii în același loc, iar de acolo, printr-un simplu click, plătești facturile de la toți furnizorii. Pentru secțiunea de telemuncă, de fapt, mecanismul este simplificat, în sensul în care am luat cei 400 de lei, am împărțit la 20 de zile și pentru fiecare zi lucrată de acasă sau de oriunde, platforma îi încarcă 20 de lei prin intermediul angajatorului, iar angajatul are o secțiune dedicată unde vede toate zonele unde el poate cheltui banii respectiv fără a plăti contribuțiile la stat. Suma devine netă, cumva, din brut. Ce ne dorim să facem în 2022 și nu numai, este să aducem în platformă avansul salarial prin intermediul parteneriatului nostru cu Salarium. Ce înseamnă asta, de fapt? Majoritatea sau multe din companii folosesc plata salariului o dată pe lună sau, de ce nu, de două ori pe lună, avans și lichidare. Însă, pe parcursul lunii, salariatul simte nevoia să ia niște bani în avans sau să-i folosească în avans. Ce face, de fapt, aplicația? Îți dă posibilitatea să iei bani în avans din propriul salariu, fără să pună presiune pe cash flow-ul companiei. Practic, bugetul pentru avansul respectiv este dat de salariu, iar la ziua salariului, practic, angajatorul plătește salariul suma respectivă. Cumva se compensează la momentul zero. Programe de loialitate și va fi de altfel primul program de loialitate din România într-o platformă de beneficii extrasalariale și, așa cum spuneam, work from anywhere, pentru că salariații își doresc să existe o diferență clară, cât și angajații, între a munci de acasă sau de oriunde. Cam atât a fost pentru astăzi. Scurt, să mă încadrez și în timp, mai am 20 de secunde pentru întrebări și vă mulțumesc mult pentru atenție.
Mulțumim, mulțumim frumos. Întrebări din sală, dacă avem? Imediat. Bună ziua și mulțumim pentru prezentare, foarte interesant. Ne puteți da un puțin mai multe detalii despre ce intră în categoria beneficii în natură sau partea aceea de... Beneficii în natură, și mulțumesc pentru întrebare foarte, foarte necesară. În cadrul platformei există o secțiune dedicată de carduri cadou de la diferiți parteneri, cât și card cadou de-al nostru. Dacă angajatul nu folosește bugetul pentru cele 4 ocazii de peste an, atunci când nu plătește contribuții la stat, și nu știu, în august dorește să-și ia un card EMAG, IKEA, Auchan, Kaufland, nu știu, sau Edenred, în momentul în care dorește să facă plata, practic să-i se genereze suma pe cardul selectat, îi spune angajatului, ai selectat un produs pentru care tu trebuie să plătești contribuții la asta și face un rezumat. Dacă vrei 300 de lei, de sub îi spune că trebuie să plătești 63 de lei, de fapt ți se vor reține 63 de lei din salariu. Ești de acord? Da. Mergi mai departe și îți generează pe loc sau va fi un card virtual de altfel. Ăsta este avantajul, că nu trebuie să aștepți să se livreze prin poștă sau ce știu ce mecanism. Practic pe loc ți se generează cardul cu care mergi să faci cumpărăturile. Cu drag. Avem o întrebare și online. Dacă îți aduci aminte care a fost cea mai mare sumă alocată pentru beneficii angajați? Da, în general există două posibilități de altfel pentru platforma de beneficii, încărcare de sume în platformă. Există alocare sau încărcare recurentă, lunară, pentru toți angajații. De altfel pot fi sume diferite în funcție de nivelul pe care îl are fiecare angajat în companie, tuturor angajaților sau doar parte din angajați. Suma cea mai mare pe care am identificat-o la o companie a fost de 1800 de lei lunar încărcată. De altfel, alte bonusuri am sesizat că au început să fie încărcate în platformă, nu știu, bonus de recomandare, bonus de performanță, bonus de, nu știu, livrarea proiectului în timp util sau alte tipuri de bonus de acest fel, pentru că practic dacă îl primești în salariu, primești o variantă netă și e supusă tuturor impozitelor și taxelor. Dacă, în schimb, încalci în platformă varianta brută, angajatul poate să aleagă să meargă în vacanță, spre exemplu, dacă bonusul este de 3.000 de lei, poate să-și ia vouchere de vacanță sau să-și aleagă o vacanță prin intermediul agenției noastre, plătind doar 10%. Așa că există cele două categorii de utilizare a sumelor. Iar la sfârșitul anului, angajatorul poate să aleagă, în cazul în care angajatul nu a folosit suma, pentru că de altfel se reportează suma de la lună la lună, nu știu, pentru a-și cumpăra bilet la Untold, care e mai mult decât 300 de lei, eventual cât primește lunar, sau 500 de lei, sau poate să păstreze pentru întregul an, dacă nu o folosește, de altfel are remindere din cadrul platformei, angajatorul poate decide să prelungească valabilitatea sumei, sau angajatorul poate să decide să ia suma înapoi, și să o folosească pentru anul următor. Practic e o flexibilitate maximă în tot ce înseamnă colaborare. Vă rog. Mulțumesc. Foarte faină prezentarea și vreau să vă întreb legat de telemuncă. Cât de mulți angajatori ați văzut că aplică acum pentru, nu știu cum, transferă acest beneficiu prin platforma dumneavoastră și respectiv cum, în ce direcție se duc angajații din zona aia să își cuantifice banii aia? Mulțumesc pentru întrebare. În prima fază am dezvoltat secțiunea asta datorită cererilor. Nu sunt foarte mulți angajatori care folosesc în primul rând acest buget. Sunt de ordinul zecilor. Dar ceea ce este interesant este faptul că angajații nu folosesc neapărat sumele pentru plata facturilor, cât mai degrabă pentru a-și achiziționa diferite alte carduri cadou, pentru că la rândul lor, nu știu dacă e vorba de EMAG sau orice alt partener pe care îl avem în platformă, preferă să-și descarce, sau Fashion Day sau nu știu ce alt furnizor, să-și descarce un astfel de voucher și să-și achiziționeze orice altceva știind că este scutit de contribuții. Procedural în interiorul companiei, practic se decide cam care este numărul de zile și am observat că există o mare parte, în medie, o
jumătate de la birou, jumătate de acasă, și angajații preferă să-și pună în pontaj că lucrează de acasă, ca să li se încarce sumele în platforme, iar în secțiunea lor, practic, le apare care este soldul disponibil pentru a fi cheltuit fără contribuții. Așa că utilitățile sunt mai puțin plătite prin intermediul platformei, mai degrabă pentru alte vouchere, dar este alegerea fiecăruia. Pago, sistemul cu Pago este unul simplificat în sensul în care îți cumperi de aici buget Pago și devine disponibil în aplicația terță pentru plata facturilor, iar acolo apare automat. Cu drag. Mulțumim frumos, Ovidiu. Și eu vă mulțumesc mult.